Un profesor de 62 de ani de la Liceul Teoretic Lucian Blaga din capitală e cercetat pentru viol după ce ar fi avut o relație timp de luni de zile cu una dintre elevele sale, încă de când era minoră. Polițiștii au fost sesizați de directorul instituției de învățământ la scurt timp după ce imagini cu cei doi au apărut pe o rețea de socializare. Bărbatul a fost reținut de poliție pentru 24 de ore. Un profesor de 62 de ani care predă la liceul teoretic Lucian Blaga din sectorul 2 al capitalei a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost acuzat că ar fi avut o relație cu una dintre elevele sale încă de când aceasta avea 17 ani. Pe lângă mandatul de aducere, polițiștii au pus în executare și un mandat de percheziție domiciliară pe numele bărbatului. Iar acum este cercetat într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de viol asupra unui minor în formă continuată. Polițiștii au fost sesizați de directorul școlii în care predă profesorul. După ce au apărut în spațiul public imagini în care eleva, în prezent majoră, ar fi fost alături de profesor încă de când era minoră. După cele primite, polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore. Iar Cercetările anchetatorilor sunt în plină desfășurare. În urmă cu o lună a ieșit la iveală alt incident asemănător în care un profesor de 68 de ani din București a fost acuzat că ar fi agresat sexual o elevă de doar 14 ani cu care făcea meditații la matematică. În timp ce se afla în casa profesorului pentru orele suplimentare de studiu, eleva s-ar fi simțit constrânsă de bărbat care i-ar fi făcut propuneri sexuale și ar fi agresat-o. Fata a fugit acasă și le-a povestit părinților cele întâmplate. Împreună au mers la poliție și l-au raportat pe profesor care a primit un mandat de percheziție domiciliară, în urma căreia a fost reținut pentru 24 de ore și pus sub control judiciar.